Ieremia 29 cu 11, care eu am toată convingerea că este pentru Biserica Philadelphia și pentru anul 2016. Versetul ăsta spune așa, căci eu cunosc, și aici vorbește Dumnezeu, căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Și am toată convingerea că ăsta e un verset care Dumnezeu ni-l dă în dimineața asta, astăzi, ca să ne încurajeze, și un verset pentru anul 2016, pentru noi toți. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu și haideți să-L binecuvântăm, pentru că El este vrednic. El este vrednic. Să fie înălțat,
se apropie, te va lăuda. Fiecare lauda ție ți-o da. Și când noaptea se apropie, te va lăuda. Binecuvântat fie El, numele să fie înălțat. Binecuvântat fie El, numele să fie înălțat. Ești vrednic să fii înălțat. Tu ești vrednic de toată gloria, de toată slava și de toată cinsta și toată închinarea de care suntem noi în stare. Doamne, și ne aducem pe noi înșine ca niște jertfe înaintea Ta. Și îți mulțumim, Doamne, că ăsta este un an binecuvântat. Asta e prima zi dintr-un an extraordinar de binecuvântat. Pentru că noi suntem copiii Tăi și suntem ai Tăi. Și știm că nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea Ta. Știm asta și îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim. Doamne, și îți mulțumim că anul 2016 e un an al minunilor. Declarăm anul 2016 un an al semnelor și al minunilor. Duhule Sfânt, îți mulțumesc că Te reverși peste noi, Doamne, cu o curgere proaspătă peste toată biserica, Doamne, îți mulțumesc că ăsta e un an în care vom vedea semne și minuni, vindecări și învieri din morți. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ne eliberezi, că ne vindești, Doamne, și îți mulțumesc că vei aduce mult popor la Tine, Doamne. În anul ăsta, Doamne, îți mulțumim că vom vedea cu ochii noștri și o să putem să spunem, Eu am fost acolo. Fără asemănare, vindecă.
Judecătorul, atât puternic Tu ești, Tu ești. Dumnezeu mare, Dumnezeu tare, ești Dumnezeu fără asemănare. Vindecătorul, atât puternic Tu ești, Tu ești. Prietenii tale sunt vindecați, prietenii.
vindecați, rănile tale sunt vindecați. Tu ne vindecați, Tu ești vindecătorul. Tu ne vindecați, Tu ești vindecătorul. Tu ne vindecați, Tu ești vindecătorul. Așa simt să vă spun că nu trebuie să începem anul cu boli. Dumnezeu nu vrea să intrăm în 2016 cu boli. Dumnezeu vrea să ne vindece, Dumnezeu vrea să ne dea sănătate. Amin. Și vreau acum să ne rugăm. Duhul Sfânt îmi spune să ne rugăm pentru orice boală pe care o avem. Haideți să încercăm să facem niște grupuri și să ne rugăm pentru cei care au nevoie, pentru cei care au o problemă de sănătate. Pentru că Dumnezeu vindecă. Duhul Sfânt este aici ca să vindece. Și Dumnezeu nu vrea să mai porți boala asta. Boala asta nu e crucea ta. Diavolul te minte și spune, ah, poate asta este. Dumnezeu niciodată nu spune, asta este. Dumnezeu nimic nu e imposibil. Așa că nu te împăca cu situația, ci luptă-te împotriva ei. Pentru că Duhul Sfânt a biruit deja și prin rănile Lui suntem vindecați. Suntem vindecați. Hai să ne rugăm pentru asta. S-a dus, privesc înainte, cu Iisus m-a vânt spre un nou început. Ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, ești rege, ești rege. Rege peste viața mea și prin orice trec vreau să trăiesc spre adorarea ta. Înaintez, Iisus este ținta mea. Înaintez, cu laude spre El.
mai sus, steagul biruinței, Iisus, mielul sfânt, e rege în veci. Ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, ești rege, ești rege, ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea. Și prin orice trec, vreau să trăiesc spre adorarea ta. Ești rege peste viața mea și prin orice trec vreau să trăiesc spre adorarea ta. Ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, ești rege, ești rege. Ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, și prin orice trec vreau să trăiesc spre adorarea ta. Știți, Iisus Hristos este cel mai bun rege care l-am putea avea. Este cel mai bun rege pe care l-ar putea avea omenirea asta. Și este așa un har să avem un împărat, să avem un domn, să avem un stăpân, așa ca Iisus Hristos. Este așa de tare să avem un Dumnezeu adevărat, să avem un Dumnezeu atotputernic, să avem un Dumnezeu drept, să avem un Dumnezeu care a dat totul pentru noi, să avem un Dumnezeu care ne-a răscumpărat. Acest rege vreau să domnească în viața mea. Acest rege vreau să ne călăuzească a noastră. Și haideți să mai cântăm o dată, ești rege, și să cântăm abandonând totul, ne lăsăm vreun domeniu în care să nu fie El rege. Ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, ești rege, ești rege, ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, și prin orice trec vreau să trăiesc spre adorarea ta.
ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea, ești rege, ești rege, ești rege în inima mea, ești rege peste viața mea. Și prin orice trec vreau să trăiesc spre adorarea ta, Iisus, Iisus. Iisus, nu e altul ca tine, ești regele regilor, ești Domnul domnilor, ești împăratul desăvârșit, ești împăratul mult iubit, ești Domnul nostru. Bisericii Filadelfia și care vorbește despre unitate și despre ce poate să facă Duhul Sfânt atunci când biserica lui stă în unitate. Și aș vrea să facem așa ca un semn, ca un gest al credinței, să ne luăm de mâini și să stăm așa în unitate, pentru că o biserică care stă în unitate are un impact extraordinar. Și vrem ca Duhul Sfânt să ne țină și El de mâini și să fie aici și știm că este cu noi.
zidurile vom surpa, zidurile vom surpa, în numele Lui zidurile vom surpa, zidurile vom surpa și zidurile vom surpa și vreau să spun că este o declarație și un angajament. Este o declarație de credință că vom surpa zidurile care ne despart. Și este un angajament în a face lucrul ăsta, pentru că nu o să se întâmple doar pentru că am spus, o să se întâmple dacă facem. Amin. Împărăția ta să vină.
slava, toată cinstea, toată gloria, toată închinarea. El este singurul vrednic să primească glorie, să primească slavă, să primească cinste, pentru că El ne-a mântuit și a făcut din noi o seminție de regi și preoți. A făcut din noi o generație de biruitori, o generație de învingători. De aceea Lui se cuvine toată slava, toată gloria, toată cinstea. Și Biserica Filadelfia îl găsește pe Iisus Hristos, Domnul vrednic, să primească toată slava, toată închinarea. Și în locul acesta, singurul nume care este înălțat, singurul nume care este glorificat, este numele Domnului Iisus Hristos. Numele Domnului Iisus Hristos fie binecuvântat. Amin, amin, amin. Vreau să vă invit să ne ridicăm în picioare înapoi. Și dacă nu este prea greu, să vă grupați fie ca și familie și fie ca și prieteni, nu lăsați pe nimeni deoparte, pentru că mi se pare foarte normal să începem lucrurile cu Domnul, să începem lucrurile cu binecuvântarea Domnului. Și aș vrea ca să iei pe cei dragi aproape de tine și să rostești împreună cu mine binecuvântarea din nume. Vrem să punem această binecuvântare peste fiecare. Noi punem numele Domnului peste viețile noastre. Punem numele Domnului peste anul în care am intrat. Și eu cred că este un an al îndurării. Noi avem o ungere specială să vestim anul de îndurare al Domnului. De aceea nu putem să vorbim despre altceva. Nu ne interesează anul de criză, nu ne interesează anul de războaie, ci anul de îndurare al Domnului. Asta vestim și pentru asta merge. Și de ce vrem să punem numele Domnului peste noi ca familii, peste noi ca și prieteni, să punem numele Domnului peste noi ca și biserica. Și nu putem să nu ne folosim de autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu îi poruncește lui Moise și spune: astfel să puneți numele meu peste copiii din Filadelfia, peste maturii, peste... Toți suntem copii în ultima instanță, copiii Domnului. Și Domnul spune: eu îi voi binecuvânta. Și Doamne, îți aducem aminte de cuvântul acesta, de promisiunea pe care Tu ai făcut-o. Tu ai promis că dacă punem numele Tău și astăzi, în acest loc, nu facem altceva decât să punem numele Tău într-un mod foarte specific peste fiecare din locul acesta, peste noi ca și indivizi, peste noi ca și familii, peste noi ca și biserică, pentru că numele Tău este cel mai tare nume. Și vrem să spunem cu toată încrederea și să binecuvântăm pe fiecare din locul acesta, să spunem ca Domnul să ne binecuvinteze și să ne păzească. Domnul să facă să lumineze peste noi fața Lui și să se îndure de noi. Domnul să-și înalțe fața peste noi și să ne dea pace. Și cuvântul lui Dumnezeu spune: astfel să puneți numele meu și eu voi binecuvânta. Doamne, noi am pus numele Tău peste noi, cel mai tare, cel mai grozav, cel mai puternic, cel mai activ nume posibil, numele Domnului Iisus Hristos. L-am pus peste noi din belșug astăzi și îți mulțumim că Tu ești credincios și așa cum spune în cuvântul Tău, Tu ne vei binecuvânta și știm că binecuvântările Tale cur peste noi. Amin, amin. Haideți să luăm loc. Azi nu e o zi în care să predicăm ceva foarte structurat, dar sunt câteva lucruri pe care Domnul mi le-a pus pe inimă. Și astăzi vrem să sărbătorim cina și vrem ca să binecuvântăm anul și pe fiecare din noi și să rostim peste noi ca Dumnezeu să ne dea un an proaspăt și dulce. Și în mod simbolic, în mod simbolic profetic, o să luăm măr cu miere ca să avem un an proaspăt și dulce, pentru că Dumnezeu este Cel care ne promite binecuvântarea Lui. Și mulți au spus: dar ce simboluri sunt astea? Ei bine, Dumnezeu folosește foarte multe simboluri. Și acesta este un simbol și bun, și plăcut, și îl luăm cu plăcere și spunem: Doamne,
Așa cum mărul este, aduce prospețime, așa cum mierea aduce dulceață, știm că Tu ești Cel care dai mult mai mult decât atâta. Pentru că Tu ne-ai dat în sângele Domnului Iisus, în trupul Domnului Iisus Hristos, ne-ai dat toate lucrurile și îți mulțumim pentru ele. Amin. Sunt câteva lucruri la care vreau să mă uit puțin astăzi, în clipele care urmează. Și în primul rând, vreau să fie o încurajare pentru noi. Am stat înaintea Domnului zilele astea și am zis, Doamne, simt că ceva lipsește. Și Doamne, simt că sunt multe lucruri, sunt multe situații care se mișcă, dar ceva lipsește. Și am zis, Doamne, vrem acel ceva care să facă lucrurile, să aibă o cu totul altă aromă, o cu totul altă savoare și știm că numai din Tine vin aceste lucruri. Și am zis, Doamne, suntem într-o conjunctură în care lumea vorbește despre un Dumnezeu inactiv, despre un Dumnezeu care pretinde anumite lucruri și nu dă nimic. Suntem într-o cultură în care închinarea, în care relația cu Dumnezeu este o chestie culturală, nu mai este o relație. Și zic, Doamne, nu vrem așa ceva. Noi vrem ceea ce Tu ai pus pe inima noastră. Vrem ca această relație să fie activă, să această relație să fie palpabilă. Și zic, Doamne, Tu ne-ai pus în relație unul cu altul și aceste relații sunt palpabile și vrem ca relația cu Tine să fie mai mult decât tangibilă în anul în care urmează. Vrem, o Doamne, ca lucruri mari să se întâmple. Pentru că dacă într-o relație normală între doi oameni se întâmplă lucruri spectaculoase, într-o relație cu Dumnezeul Universului, lucrurile nu pot să fie decât super spectaculoase. Și, Doamne, asta vrem. Vrem lucrurile pe care Tu le-ai spus să vină în ființă. Și am zis, Doamne, dacă lumea ne scrie, dacă până acum ne-a zis nebun cu un mic, pot să-mi zică nebun cu un mare că nu mă interesează. Nu mă interesează să zică că sunt deplasat. Doamne, sunt deplasat pentru că Tu ai dat direcția asta și vreau ca să merg în direcția asta. Și vreau să fie o provocare. Și chiar dacă unii au spus, ne amăgești, ne promiți lucrurile astea. Nu, eu le promite Dumnezeu, nu fac altceva decât în purtătorul de cuvânt. Și provocarea este să mergem după ele, să ne prindem de ele. Pentru că eu, unul, nu vreau un Dumnezeu al religiei. Și am promis, când Dumnezeu m-a chemat în pastorație, am zis, Doamne, nu mă duc să fac pastorație ca și o slujire, nu mă duc să fac pastorație ca și o meserie. Dacă Tu ești acolo și dacă Tu îți faci promisiunile să fie active, mă duc pentru lucrurile astea. Pentru că vreau un Dumnezeu care să fie tangibil, un Dumnezeu cu care să ne mândrim, să vină din nou toate lucrurile. Eu nu-mi pasă că teologii spun că lucrarea Duhului Sfânt s-a terminat și că a fost pentru anumite vremuri. Eu nu cred lucrul ăsta, pentru că Tu ai spus și Duhul Sfânt este Dumnezeu, că ești același ieri și în toți vecii și dacă ieri ai fost într-un fel, trebuie să fii și astăzi. Tu spui despre Tine ca și Tată că ești același ieri și în toți vecii și dacă ieri ai fost într-un fel și citesc în Biblie despre el, eu vreau astăzi să fie la fel. Nu mă interesează ce cer, că aia nu a fost pentru mine. Ce este astăzi, asta este pentru mine. Mâncarea de ieri nu-mi dă viață, ce este azi îmi dă viață. Doamne, Tu ne-ai chemat să trăim în azi și în azi trăiesc. Ceea ce este ieri este o provocare, dar trăiesc în azi. Pentru ca viitorul să fie cu Tine și în mâna Ta. Și am spus, Doamne Iisuse, Tu nu ești istorie, Tu ești ceva real. Tu ai spus că ești același ieri, azi și în toți vecii. Dacă ieri ai adus mântuire, vindecare, eliberare, restaurare, astăzi ești același și ești același prin ceea ce faci, nu prin ceea ce se povestește. Doamne, noi suntem prin istorie, dar Tu ești prin realitatea care ești și asta vrem să trăim. Și am zis, Doamne, vrem să mergem pentru lucrurile astea. Și în timp ce mă uitam pentru cină, au fost două lucruri care mi-au sărit în ochi și vreau să citesc ce spune Pavel Corintenilor. Și spune că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis,
Luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Și am zis, Doamne, ce să pomenesc? Pentru că Tu nu ești mort să fac pomană, nu ești mort ca să fac, ci Tu ești un Dumnezeu viu. Și Duhul Sfânt a zis, Tu trebuie să-ți amintești ceea ce am pus în această cină. Ce am pus în această, în trupul meu și în sângele meu, ce aveți? Și Doamne, cuvântul Tău spune că prin rănile Lui ați fost tămăduiți. Deci lucrurile s-au întâmplat, înseamnă că aceste lucruri sunt o realitate. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și Duhul Sfânt a zis, Bali, Domnul Iisus Hristos a murit pentru asta, ca aceste lucruri să fie realitate. Cum a murit pentru mântuirea noastră, a murit și ca aceste lucruri să fie o realitate. El a murit, a dovedit că aceste lucruri sunt valabile. Și sunt două versete la care m-am oprit. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi învinovat de trupul și sângele Domnului. Și al doilea verset, fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și apoi să mănânce din pâinea aceasta, să bea paharul acesta, că cine mănâncă și bea, mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Vezi, deci deosebirea între cele două pasaje. Nu este o reluare aceleași idei, ci sunt două idei total diferite. Haideți să citim aici. De aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului, în chip nevrednic va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Deci este vorba de trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Este vorba de Domnul Iisus Hristos, cel care a locuit între noi, a trăit ca noi, a mers la cruce și a dat sângele și a dat trupul ca să fie o ardere de tot. Și cel care în chip nevrednic se uită la acestea și spune, oh, sunt niște lucruri, sunt niște simboli, niște chestii, niște tradiții, e ok să mă duc și eu să iau cina, că dă bine să fiu și eu. Și Domnul Iisus Hristos spune, dacă e chip nevrednic, dacă nu înțelegi ce am pus acolo, nevrednicia nu vine din altceva decât din a vedea realitatea pe care Iisus Hristos ne-a dat-o. Domnul Iisus nu ne-a dat niște simboluri, ne-a dat o realitate, de aceea pâinea nu simbolizează, pâinea este trupul Domnului, vinul nu simbolizează, vinul este sângele Domnului. Trebuie să mă apropii de ele ca despre de o realitate totală, ultimă. Atunci când mă uit la acesta și realizez că Domnul Iisus Hristos în mod real a murit, în mod real și-a dat trup, în mod real și-a dat sângele pentru ca să eu să mă încarc cu el, să mă umplu de el, pentru ca viața care este în el să vină în mine, să nu mai trăiesc viața mea, ci să trăiesc viața lui Iisus Hristos. Dacă mă uit la lucruri, la aceste lucruri ca la ceva simplist, mă face nevrednic, pentru că dacă mă uit la ele și zic, vreau totul, asta mă învrednicește. Dorința și recunoașterea ceea ce Iisus Hristos a pus acolo. Și apoi, Pavel spune din nou, și rea lucrul acesta și spune, fiecare să cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta să bea paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Ei, aici nu mai este vorba de trupul Domnului, ci este vorba de trupul Domnului. Sunt două dimensiuni extraordinare pe care trebuie să le înțelegem. Și știu că sunt mulți care spun, eu nu mă pot duce la biserică, că acolo sunt tot fel de ciudați, acolo m-am certat cu unul și s-a uitat urât la mine și i-am spus la cineva, zic, mă, eu nu înțeleg de multe ori pe oamenii ăștia. Te duci la servici și te face șeful troacă de porci, te duci la servici și îți face colegul toate nasoalele posibile și pâine te duci din nou. Și te duci la biserică și poate îl prinzi pe fratele tău sau pe sora ta într-o pasă mai proastă și nu te salută sau cine știe ce o zis.
Eu fi picat mâncarea de la Revelion rău și are o mică intoxicație și aia și dintr-o dată te superi și spui, nu mai vreau ca să mă duc acolo. Ei, Domnul Iisus spune, dacă nu deosebești trupul Domnului, trupul Domnului are o dimensiune actuală care ești tu și fratele tău și sora ta. Și dacă tu nu deosebești că aici este trupul Domnului într-o manifestare vizibilă, pentru că noi suntem chemați să fim trupul Domnului și este una dintre marile metafore ale bisericii. Noi suntem trupul Lui, El este capul, dar un cap fără trup n-are nicio valoare. El a ales ca să vină și să creeze această imagine extraordinară în fața căruia cerul întreg este uimit, în care El este capul unui trup. Și nu uitați niciodată, același ADN care e aici este și în talpa piciorului. Și atunci când tu te consideri pe fratele tău, nu-l desconsideri pe ăla care e degetul cel mic de la picior, care toată ziua e amorțit și toată ziua parcă nu face nimic decât să te încurce și să ai treabă cu el. Același ADN este acolo. Și dacă Dumnezeu l-a pus, înseamnă că el are un rol extraordinar. Și trebuie... Și nu-l desconsider pe el, ci desconsider tot trupul. Tot trupul îl desconsider. Deci atunci când nu iei ceea ce Dumnezeu îți dă, îl desconsider pe Dumnezeu. Spui cu alte cuvinte, nu cred că e așa important. De ce să mergem după lucrurile astea? De ce nu poți să rămâi la lucrurile simple? De ce nu poți să rămâi la chestiile religioase? De ce nu poți să accepti faptul că Dumnezeu este Cel care dă boala? Nu poți să accept lucrul ăsta. De ce să completezi paginile albe din Biblie cu minciuni? Dumnezeu este Cel care vindecă. El este vindecătorul. Că oamenii au avut alte păreri și Biblia conține și părere. Să știți că sunt cărți care conțin părerile oamenilor. Cartea Iov conține foarte mult din părerile lui Iov. Dumnezeu n-a zis despre Iov, Iov, ești super, ai vorbit. Spune, Iov a vorbit mai bine despre mine decât voi ceilalți. Dacă stau bine și mă gândesc, având în vedere că era și în suferință, a vorbit mult mai bine decât voi. Voi care nu mai puteți de bine ce vii și de buiește sunteți, ați vorbit mai prostii. Iov, hai că nu-i dau o scuză, că are bube, are probleme și tocmai și-o pierdut copiii, averea tot, singurul lucru care a rămas, o nevastă gâlcevitoare și o grămadă de gunoi, hai să zic că lui mai dau o scuză, dar voi n-aveți nicio scuză. Și acolo el are o părere și pe care de multe ori o ridicăm la rang de teologie. Și nu e adevărat, că Domnul Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viața din belșug. Și ca să nu ai dubii cine fură, spune, dar hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Ce vrea să fure el? Viața din belșug pe care ți-a dat-o Iisus Hristos. Nu monedele de 50 de bani ca să ducă căruciorul la lidă, ci ceea ce Iisus Hristos îți dă, aia vrea să fure. Și știi cu ce fură? Vine și te minte și spune că nu-i pentru tine, că nu-i actual, că nu-i valabil, că nu funcționează. Dar Domnul Iisus Hristos spune că atunci când nu vezi lucrurile astea, de fapt este o lipsă de vrednicie. Și mulți spun, nu cred că sunt vrednic pentru lucrurile astea. Dragul meu, Domnul Iisus tocmai de-aia a venit să ne facă vrednici. Și dacă El a venit să ne facă vrednici, și dacă vrednicia ne-o tragem din El, haide să ne luăm această vrednicie. Și apoi Pavel face un comentariu. Și comentariul pe care Pavel îl face este o diagnoză și la care ar trebui să te uiți. Și Pavel spune așa, din această pricină. Din ce pricină? Din pricina că nu deosebesc trupul Domnului și sângele Domnului odată, adică dacă în El am vindecarea, în El am viața, în El am tot ceea ce Tatăl ne-a dat, spune, din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini ne-au murit. Deci original este, sunt morți. Au murit înainte de vreme. Da, ăsta e adevărul. Asta spune în original. Nu că dormi. Că dacă dormi, te odihnești, să-ți fie de bine,
Nu se compară dormitul cu neputința și boala. Nu, acolo este, spune, au murit înainte de vreme. Și de fapt, știți că despre credincioși se spune că nu mor, ci au adormit. Dar sunt mulți credincioși care au luat-o înainte de vreme pentru că n-au înțeles ce au acolo în Iisus Hristos. Și l-au lăsat pe hoț să fure, să ajungă și să prăpădească. Și apoi vine a doua dimensiune. Pentru că nu deosebiți trupul Domnului, din pricina aceasta, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini. Știți de ce? Pentru că în trupul Domnului, El a lăsat un mandat. Mergeți, rugați-vă unii pentru alții. Mărturisiți-vă unii altora păcate. Veți fi tămăduiți. Rugați-vă unii pe alții. O, măduiu ăsta, ce să roage la pentru mine? Al Domnul în pace, ce să roage la pentru mine? N-am nevoie de rugăciune. Ok, rămâi cu boala. Pentru că Dumnezeu tocmai a dat lui rețeta ca să te vindece de boala care e în tine. Și rețeta e foarte simplă. În numele lui Iisus Hristos, în trupul și sângele ăla, să fii vindecat. Și am spus aseară că Dumnezeu caută oameni care să facă declarații îndrăznețe la care El să spună amin. Pentru că El a pus acolo, știți ce spune Dumnezeu? Când spui, în numele lui Iisus Hristos, care este aici, fii tămăduit, Dumnezeu trebuie să spună amin. Și de ce? Pentru că El a zis prima dată, și eu nu repet, nu fac altceva decât să repet. Și El spune, da, așa e, așa a zis, amin, așa să fie. Sunt cele două dimensiuni pe care trebuie să le înțelegem. Și două dimensiuni la care vreau să, pe care am vrut să le repet, ca să mergem la aceste dimensiuni pentru 2016. Să spunem, Doamne, tot ceea ce am nevoie, am acolo. Mă duc să iau tot ce am nevoie. Doamne, am nevoie de o viață din belșug. Doamne, am nevoie de purtare de grijă. Doamne, am nevoie ca îngrijorările mele să plece. Le las acolo, masa se golește, dar lăs eu toate îngrijorările mele. E treaba ta ce faci cu ele. Tu să te duri de mine. Doamne, sunt acolo, am multe neputințe, dar vin și le bag acolo sub masă, umplu sub masă de neputințele mele și iau tot ceea ce Tu ai pus în jertfa aia. Și Doamne, pentru că nu pot, am nevoie, mă duc și îl iau pe fațele lângă mine și spun, hai ajută-mă, hai roagă-te pentru mine, încuraja, am nevoie de asta și Vasile spune, mă, să știi că așa e, eu am încercat lucrul ăla și funcționează. Am trecut prin asta și funcționează. Și vine altul și spune, eram praf și pulbere, dar am mers la trupul și sângele Domnului și funcționează. De-aia ai nevoie de trupul Domnului, pentru ca să te ducă la trupul și sângele Domnului și să spună că funcționează. De-aia ai nevoie de trupul Domnului, că de multe ori ești neputincioș și ai nevoie de patru să te care, să te ducă la Hristos. Nu neglija trupul Domnului. Nu spune, oh, nu mă duc, nu-mi pasă, m-au supărat, sunt farisei. Numai farisei îi recunosc pe farisei. Da. Dacă am fi perfecți, am fi pe Horea, dar îți mulțumim, Doamne, că suntem aici încă imperfecți. Îți mulțumim pentru treaba asta. Așa că, dragii mei, haideți să ne bucurăm de ceea ce avem în Iisus Hristos. Și haideți să ne bucurăm de ce avem în trupul lui Hristos. Pentru că nimic din ceea ce El ne-a dat nu este în zadar. Nu este doar așa ca să... Dumnezeu n-a făcut niciun lucru ca să se afle în treabă. Dumnezeu a făcut toate lucrurile pentru că așa a hotărât El. Și a găsit lucrurile astea minunate. Și noi să le găsim minunate. Și în al treilea lucru pe care vreau să-l spun și apoi trecem la cină, mă rugam pentru un cuvânt, pentru o provocare pentru noi ca biserică. Și în timp ce pregăteam cuvântul pentru aseară și citeam din cartea lui, din 1 Samuel, capitolul 14, despre Ionatan, v-am spus aseară povestea lui Ionatan și a scutierului. Dacă citim istoria până la capăt, sunt două lucruri extraordinare. Și zic, Doamne, de ce ne chem să mergem pentru lucrurile astea?
ce vrei. Și Dumnezeu mi-a spus niște lucruri care m-au șocat, pentru că se pliază peste un cuvânt pe care l-am avut ca biserică. Eram acolo în spate cu fratele Daniel și cu Michael Catan. Sala asta era o groapă de gunoi. Era un dezastru. Nici acum nu arată ea super tare, că mai trec câteodată. Și eram acolo, nu vedeam nimic, era besnă. Și la un moment dat a zis Michael Catan, Vale, Domnul spune că aici sunt niște rânduri mari de mălar și sănătoase, frumoase. Și, dar rândurile sunt rare. Și văd între ele niște rânduri culcate pe jos. Și văd dintr-o dată o mână care vine și le ridică. Și Domnul spune că voi trebuie să mergeți pentru lucrurile mari ale Domnului, pentru că prin ceea ce Domnul pune în voi, El va ridica pe mulți. Va ridica pe mulți și va pune din nou în chemarea lor. Va face pe mulți să fie stârniți, să zică, wow, se poate, vrem lucrul acesta. Și citind acest pasaj, și pentru că zicea, Doamne, dă-ne un cuvânt, ceva. La un moment dat, Duhul Sfânt mi-a spus, sunt lucrurile astea două, care vi le dau ca o provocare pentru anul ăsta. Să mergeți pentru istorii mari cu Dumnezeu. Să mergeți pentru lucruri mărețe cu Dumnezeu. Pentru că asta vor provoca. Și asta este ceea ce Duhul Sfânt mi-a spus foarte puternic. Și uitați, în 1 Samuel 14, de la 21 la 23, spune așa, evreii care erau mai dinainte la filisteni și care se suiseră cu ei în tabăra de pe unde erau împrăștiați, s-au unit cu israeliții care erau cu Saul și Ionatan. Toți bărbații lui Israel care se ascunseseră în muntele lui Efraim, aflând că filistenii fugeau, au început să-i urmărească și ei în bătaie. Domnul a izbăvit pe Israel în ziua aceea. Sunt două categorii. Sunt mulți și nu sunt și... Mama, are rost ca să ne ascundem și... Mie nu-mi plac declarațiile care îl flatează pe Dumnezeu că așa trebuie să dea bine. Nu, Doamne, sunt unii care au fuzionat atât de tare cu lumea ca și acești israeleni s-au dus între filisteni, s-au îmbrăcat în armurile lor și au venit cu armata filisteană împotriva poporului lui Israel. Și de multe ori stai și te uiți și vezi câte unul și spui, mă, dar ăsta e din familie de pocăiesc, ăsta e din familie de credincios. Cum zice el lucrurile astea? Cum îndrăznește el să spună, bă, dar omul ăsta umblă la biserică, cum îndrăznește el să zică lucrurile astea despre lucrările lui Dumnezeu? Cum îndrăznește să facă lucrurile astea? Și Biblia ne spune că atunci când Ionatan a făcut acel act de curaj, oamenii ăștia care s-au identificat, dintr-o dată au fost stârniți și au zis, wow, ce căutăm noi aici? Jos armura filistană, ce caut eu aici? Dumnezeul nostru este viu, Dumnezeul nostru ne dă biruință. Nu, Dumnezeii filistenilor sunt Dumnezei. Și Dumnezeu, ce caut aici? Ce ostor? Și Biblia spune că ei s-au luat și s-au dus și nu, știți unde au mers? În primul rând de bătaie. Pentru că ei erau cei mai aproape. Au mers în primul rând de bătaie. Și a doua categorie spune că evreii, israeliții care se ascunseseră în muntele lui Efraim. Și sunt foarte mulți creștini sub acoperire. Trebuie să încerci să-i speli tare bine ca să apară o poleală de creștin în el. Pentru că istoria lor cu Dumnezeu este o istorie seacă, searbădă. O istorie bazată pe nu lua, nu gusta, nu atinge. O istorie bazată pe lucruri care nu ajută cu nimic împotriva gândelării firii, i-au ajuns să se ascundă. Și Biblia spune că aceștia care s-au ascuns, când au auzit că Dumnezeu dă biruință lui Israel, au ieșit și ei de acolo și au zis,
Bă, parcă e lumină afară. Filistenii fug. Dumnezeu dă biruința. Și atunci mi-am adus aminte că Dumnezeu a zis că va ridica mălaiul care era căzut. Și pentru mine a fost așa foarte șocantă. Pentru că atunci când fiind în engleză, a vorbit despre corn și primul lucru m-am gândit grâu. Și mă gândeam, zic grâu. Și nu, vale, mălai. Acela din care faceți voi mămăligă. Pentru că ăla vă reprezintă pe voi. Să nu crezi că este pentru alt popor, ci este pentru voi, românii, acest lucru. Și Dumnezeu vrea ca să ridice. Vrea să fie o provocare. De aceea, a merge pentru lucrurile mari ale lui Dumnezeu, trebuie să înțelegi că are două dimensiuni, exact ca aici în cină. Are o dimensiune prin care îl glorifici pe Dumnezeu. Tu ești beneficiar. Tu ești cel care primești beneficiile. Dar are și cealaltă dimensiune a ridicării celuilalt. Pentru că oamenii se uită și spun, bă, chiar Dumnezeu face minuni. Ori fie ăștia duși cu pluta, dar Dumnezeu vindecă. Dumnezeu tămăduiește, Dumnezeu eliberează, Dumnezeu mântuie. Și o să zică, bă, stai un pic, nu cumva m-am lăsat dus de valul filistenilor? Nu cumva m-am trezit că mă duc în direcția aia? Jos lucrurile astea, pentru că sub armura aia, Hristos este încă în mine. Sunt provocările pe care Duhul Domnului mi le-a dat pentru anul care vine. Să mergem pentru lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Să mergem, ce am zis? Domnișe, anul care suntem deja, da. Având în vedere că nu mi-am dormit prima noapte din 2016, încă în 2015 cu somnul sunt 2015, așa că oricum luna ianuarie tot scriem 2015. Știți destul de bine că avem probleme cu asta. Dar este o mare provocare pentru anul în care suntem, pentru 2016, să mergem pentru lucrurile mari ale Dumnezeu. Și Doamne, chiar acum mă rog pentru îndrăzneală peste fiecare din locul acesta. Pentru curajul de a merge pentru lucrurile tale mari. Pentru curajul de a-și pune privirea pe tine și a spune, Doamne, dacă Tu zici, mă duc acolo. Așa cum Ionatan a spus, dacă o să ne spună, urcați aici la noi, chiar dacă trebuie să urcăm în coate și genunchi, suntem într-o poziție total de inferioritate, mergem pentru că Tu ești Cel care dai victoria. Mă rog, Doamne, îndrăzneală, mă rog, curaj, pentru a merge pentru promisiunile Tale, pentru a merge pentru lucrurile Tale mărețe. Mă rog, Doamne, îndrăzneală pentru ca părinții să meargă pentru copiii lor, părinții să primească acele strategii, o Doamne, care poate uneori vor însemna a merge în coate și genunchi, dar Tu ești Cel care dai biruință. Mă rog, Doamne, pentru îndrăzneală, pentru a merge soțiile pentru soții lor. Doamne, dacă vor merge în coate și genunchi, dar vor câștiga biruința, va fi un preț mic de plătit. Mă rog, Doamne, pentru binecuvântările pământului pe care le-ai promis. Mă rog, Doamne, să dai îndrăzneală să meargă pentru ele. Și, Doamne, dacă vor trebui să urce spre ele în coate și genunchi, merită, pentru că Tu, Iisus, să dai biruința. Doamne, nu știu care sunt promisiunile Tale, oricât de mari sunt, ele sunt da și amin. Și pentru că Tu le-ai spus sunt da și noi vrem să le rostim, să mergem pentru ele și Tu vei spune amin. Și îți mulțumim pentru asta. Amin. Haideți să ne ridicăm și haideți jos pentru cină. Vrem ca să sărbătorim împreună cina și să apoi să luăm acel măr cu miere. Pentru că este locul în care Dumnezeu binecuvântă și vrem să fim cu toți împreună la asta. O să pregătim aici, veniți întâi și luați cina și apoi veniți să luați măr cu miere.
Dar înainte vrem să binecuvântăm pâinea și să binecuvântăm vinul, să binecuvântăm trupul Domnului, da? Aici este trupul Domnului și aici este sângele Domnului. Avem trupul Domnului și sângele Domnului. Și avem trupul Domnului aici. Este o prezență extraordinară. O prezență totală. O prezență extraordinară. Îl rog pe Dinu să vină aici cu noi, Luci, haide aici cu noi, Nelu, gente, haideți aici, haide Dinul aici, hai Luci. Tati, ținem în mână trupul Domnului. Pentru că Tu ne-ai dat trupul Domnului, ne-ai pus în El toate lucrurile, luăm cu toată încrederea, toată determinarea, pentru că tot ce ai pus în Iisus Hristos este pentru noi. Nimic nu este risipit, ci totul este pentru noi, în beneficiul și spre binecuvântarea noastră. Și astăzi, la început de 2016, luăm trupul Domnului. Tot ceea ce avem în Iisus Hristos este al nostru. Îl pretindem, îl luăm și mergem cu încredere. Și binecuvintez pe fiecare care ia o bucată din trupul Domnului să aibă tot ceea ce este în Iisus Hristos. Viață din belșug, sănătate, biruință, binecuvântările cerului și pământului. Favoarea Ta să fie din belșug peste fiecare în locul acesta. Amin. Doamne, stăm în fața sângelui Tău, Doamne, și îți mulțumim că sângele Tău curățește odată pentru totdeauna, Doamne. Valoarea Lui este veșnică, Doamne, pentru Amin. Fiecare dintre noi. Nu mai există nicio barieră între noi și Tine, pentru că sângele Tău a curățit orice păcat odată pentru totdeauna. Amin. Doamne, îți mulțumim că putem sta înaintea Ta, Doamne, în credință, în demnitate. Doamne, îți mulțumim pentru că ne primești lângă Tine și ne primești la Tine, Doamne. Și îți mulțumim, Doamne, pentru că ai schimbat direcția și destinul vieții noastre. Amin, așa e. Doamne, îți mulțumim că ne-ai repoziționat, Doamne. Și îți mulțumesc că ne-ai făcut copiii Tăi, ne-ai făcut regi și preoți să stăm împreună la masă cu Tine. Și, Doamne, îți mulțumim că nu mai este nimic, Doamne, nimic să ne desparte de Tine. Nimic să oprească părtășia noastră profundă cu Tine. Nimic care să oprească ascensiunea noastră și triumful vieții noastre trăite pe acest pământ. Și, Doamne, alegem în această zi să ne împărtășim cu sângele acesta. Și alegem să restaurăm încrederea noastră în Tine. Să ne redobândim încrederea noastră totală în Tine, în lucrarea pe care ai făcut-o odată, pentru totdeauna, pentru viața noastră. Doamne, îți mulțumim cu o dată în această zi pentru ceea ce ai făcut pentru noi și pentru că este o cale liberă de acces a noastră Amin. Pentru Tine. Amin. Dragii mei, și acum frâng pâinea aceasta, trupul Domnului s-a frânt pentru noi, pentru ca noi să nu mai trebuiască să ne frângem. El a luat totul și ne-a dăruit totul. Așa că să luăm trupul Domnului, să luăm sângele Lui. Voi vă așteptăm acolo împreună cu Dan să vă dăm o binecuvântare. Are a unui an proaspăt.